Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua, bine v-am găsit la Telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Premierul Maia Sandu solicită Tiraspolului scoaterea interdicției de călătorie pentru oficialii Republicii Moldova. Solicitarea a fost făcută în cadrul întrevederii cu observatorii din cadrul formatului de negocieri 3+2. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, spune că Vladimir Plahotniuc și-ar putea depune mandatul de deputat pe care l-a câștigat pe circumscripția uninominală Nisporeni. 10 candidați și-au depus dosarul pentru funcția de director la Centrul Național Anticorupție. Candidaturile vor fi examinate de Comisia Juridică a Parlamentului. Simona Halep este noua regină de la Wimbledon după un meci de poveste în finala de pe iarba londoneză. Românca a spulberat-o pe americanca Serena Williams în două seturi 6-2-6-2. Este o zi istorică pentru Halep și sportul românesc. Simona câștigă în mai puțin de o oră finala Wimbledon 2019 și al doilea titlu Grand Slam al carierei, exact așa cum își dorea la începutul anului. Ea este prima jucătoare din România care atinge această performanță. A fost o întâlnire între doi foști lideri mondiali, dar Simona Halep a fost cea care a dominat categoric contra cele mai titrate jucătoare din lume aflate încă în activitate. După un turneu de excepție la Wimbledon, Halep urcă pe locul 4 mondial. Zeci de adolescenți au participat recent la un curs unde au învățat cum să evite manipularea și dezinformarea din presă. Tinerii au descoperit cum să facă diferența între știrile false și cele adevărate. Detalii imediat în Telejurnal. Chișinăul ia atitudine și cere Tiraspolului să scoată interdicția de călătorie pentru oficialii Republicii Moldova. Solicitarea a fost făcută de premierul Maia Sandu în cadrul întrevederii cu mediatorii și observatorii din cadrul formatului de negocieri 3+2. În toți acești ani, Chișinăul a fost deschis față de Tiraspol. Ultimul a fost acceptat ca parte în procesul de negocieri. Locuitorilor din stânga Nistrului le-a fost asigurată libera circulație, inclusiv la traversarea frontierei de stat. Oamenii au beneficiat de mai multe proiecte, iar regiunea transnistreană a beneficiat de aceleași zone de comerț liber ca Malul Drept. Cu toate acestea, în continuare, unele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv oficiali și funcționari publici, nu au dreptul de a călătorii liber pe malul stâng, a notat premierul în cadrul întrevederii. Astfel, Maia Sandu a solicitat asistență din partea reprezentanților 3+2 în determinarea părții transnistrene să elimine, în termenul cel mai apropiat, interdicția de a călători pe malul stâng pentru toți cetățenii Republicii Moldova. La rândul său, șeful misiunii OSCE în Moldova a reiterat că asigurarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu un statut special pentru regiunea transnistreană, este factorul cheie în activitatea misiunii, dar și scopul principal al negocierilor în formatul 5+2. Cu pași mici, dar avansăm pe această dimensiune. Ne dorim ca Chișinăul și Tiraspolul să mențină un dialog continuu, a mai notat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc și-ar putea depune mandatul de deputat pe care l-a câștigat pe circumscripția uninominală 17 din Nisporeni. Părerea aparține președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care a fost abordat acest subiect aseară la o emisiune de televiziune. La alegerile parlamentare din 24 februarie, Vladimir Plahotniuc a obținut o victorie detașată în Nisporeni. Mai bine de 70% dintre voturi au fost pentru candidatul democrat. Vladimir Plahotniuc a dispărut din atenția publică după ce a anunțat pe 24 iunie că demisionează din funcția de președinte al PDM. Zece persoane vor să fie director la Centrul Național Anticorupție. Acesta este numărul de pretendenți care și-au depus dosarul la concursul pentru selectarea candidatului. Ieri a fost ultima zi de desfășurare a concursului anunțat pe 27 iunie. Acum urmează ca toate dosarele să fie examinate de Comisia Juridică a Parlamentului și aceștia să prezinte candidații admiși în concurs. Funcția a rămas vacantă după ce acum o lună Parlamentul l-a demis pe fostul director CNA Bogdan Zumbrea pentru că acesta nu îndeplinea cerințele legate de numire în funcție.
Educația media este tot mai atractivă pentru tinerii din Republica Moldova. Zeci de adolescenți au participat recent la un curs unde au învățat cum să evite manipularea și dezinformarea din presă. TVR Moldova a fost partenerul media a evenimentului. În era digitală, tinerii petrec mult timp în lumea virtuală și devin foarte ușor influențați de postările din mediul online. Totuși, puțin dintre ei știu să facă diferența dintre o informație falsă și una reală. Deonis Manoil este elev în clasa 11 la un liceu din Iova și spune că deseori s-a confruntat cu asemenea situații. A fost cazul cu 10 minisirieni la granița Moldovei. Asta a fost o știre falsă, dar care a ajuns în toată Moldova. Nerea poate fi dezinformat din cauza că nu cunoști dacă știrea este adevărată și nu știi cum să verifici asta. Acum tânărul are mare grijă atunci când se informează. Ar fi o idee că să ne informăm de mai multe surse sau pur și simplu să verificăm chiar știrea. Pur și simplu în pamflet, de obicei scrie la sfârșit că acesta este un pamflet și știm toată știrea integral. Mai apoi trebuie să vedem care sunt sursele acestei știri. Trebuie să fie minim două surse independente. Cursurile de educație mediatică le-au prins bine tinerilor care își dau bine seama acum că lumea virtuală e plină de știri false. Astfel de traininguri de școli de vară ajută tineretul să înțeleagă unde este, cum se percepe, cum se analizează și cum se dă la o parte, să zicem, falsitatea, da, știrile false și toate chestiile care manipulează. Eu consider că fiecare tânăr trebuie să fie informat despre fake news ca să facă o diferență, ca să nu fie manipulat și din cauza că acum pe rețele de socializare totul este plin de fake-uri. Specialiștii din mass media spun că după ce au participat la training, tinerii au devenit mai sceptici față de tot ce se scrie în presă. Citez acum concluzia lor, au zis că trebuie permanent să fim cu beculețul aprins și să ne întrebăm de ce. Nu există metode foarte concrete cum să definim sau cum să ne apărăm de știri false, decât să gândim permanent critic și să ne întrebăm de ce unii zic asta și de ce alții zic asta. Și să analizăm și să ne informăm constant și zilnic. La cursurile de educație media au participat aproape 150 de tineri din Republica Moldova. Cătălin Botezatu și Dragoș Port, doi elevi din Chișinău, sunt pasionați de cifre, iar perseverența este cheia rezultatelor bune pe care le-au obținut la mai multe competiții naționale și internaționale. La doar 14 ani, cei doi elevi sunt medaliați cu argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Aflăm povestea lor din reportajul ce urmează. Cătălin Botezatu a început pasiunea pentru matematică încă din clasele primare. Cu timpul, interesul lui a sporit, iar din clasa 5-a participă consecvent la diferite competiții. Anul acesta a făcut parte din echipa Republicii Moldova la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, unde a obținut medalia de argint. Rezultatul frumos nu s-a obținut peste noapte. A fost un an lung de muncă, muncă zilnică. În fiecare zi câte o problemă nouă, îmi puneam un scop să rezolv o problemă din această categorie, să știm, o problemă de algebră, una de geometrie, ca să-mi ridic nivelul. Pasionat de matematică este și Dragoș Port, medaliat cu bronz la ediția de anul trecut a Olimpiadei Balcanice pentru juniori. Dragoș a împărtășit secretul care l-a ajutat să devină olimpic. Ar fi să nu memorăm fără să înțelegem, e foarte important să înțelegem. Dacă nu înțelegem, atunci degeaba învățăm. Și noi nu înțelegem care e rostul acestea și ne plictisim. Succesele elevilor sunt motive de bucurie și mândrie pentru profesorilor. Prin muncă, foarte multă muncă și perseverență, capătă rezultate. Cel mai mult este autodisciplina, contează. Deci ei trebuie să autodisciplineze. În privința timpului sistematic de lucru, sistematic la ore, sistematic să rezolve, nu-i ceva care se face în scurt timp. Ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori s-a desfășurat în Cipru. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi care au obținut o medalie de argint și 3 de bronz. În competiție au participat 97 de elevi din 15 țări.
Amendă record pentru Facebook pentru încălcarea normelor privind protecția datelor personale. Decizia a venit după scandalul din campania lui Donald Trump, în care s-au accesat datele a peste 87 de milioane de utilizatori. Cât este amenda, vă spunem imediat în Telejurnal. Parcul din preajma cetății Soroca s-a transformat într-un adevărat șantier arheologic. Studenții de la Facultatea de Istorie a Universității Ion Creangă sapă în jurul fortăreței în căutarea rămășițelor unui fost șanț de apărare care înconjura cetatea din Soroca în perioada medievală. Săpăturile arheologice la cetatea Soroca au început în urmă cu 6 ani. Practic anual am venit la Soroca. Atunci, în contextul restabilirii, reabilitării cetății, am făcut săpături în interior și pe urmă la exterior. Descoperirile de atunci, sigur că ne-au pus în față anumite probleme, răspunsurile la care le-am găsit parțial. Revenirea anul acesta este în contextul acelor descoperiri și căutarea răspunsului privind acel șanț mare care a înconjurat cetatea. Până acum, arheologii au găsit mai multe monede vechi, ghiulele și bucăți de ceramică. Săpăturile au fost făcute la adâncime de peste 2 metri în 2 sectoare ale parcului din preajma cetății Soroca. Aici avem presupus așa șantierul arheologic a unui șanț de apărare a fostei cetăți din lemn. Acum avem o cetate din piatră, dar anterior, în epoca medievală, a fost o cetate din lemn. Am descoperit până când un femur de om, câteva bucăți de ceramică. Am depistat destul de multe instrumente, ca ținte, omoplat de om, diverse oase de animale și diverse uzuri din ceramică. Cetatea Soroca are multe taine încă nedescoperite și împreună cu studenții noi încercăm ca aceste taine să devină publice, să fie incluse în circuitul științific pentru înțelegerea cât mai corectă a evoluției istoriei noastre naționale. Toate obiectele găsite în urma săpăturilor arheologice vor fi transmise Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Soroca. Schimb de experiență pe note muzicale, mai mulți tineri pianiști din Franța au venit la Chișinău pentru a încânta și a fi încântați de muzica lină produse de clapele alb-negru ale pianului. Acțiunea face parte din proiectul Arc Muzical Istoric, care are scopul de a promova arta muzicală, valorile culturale, dar și redescoperirea muzicii clasice basarabene. Elevii francezi i-au încântat pe profesorii basarabeni și discipolii acestora cu piese renumite. C'était le moment musical numéro 3 de Schubert. Je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé vraiment déjà très joli, très émotionnel. Adevărate nestemate în muzică se ascund și în Republica Moldova și așteaptă să fie descoperite. Dovadă vie este Martina, o fetiță care face pian de aproape un an, dar deja surprinde prin maestria cu care apasă pe clape. Eu azi am cântat Micul Negru de Claude Debussy, compozitor francez, și Frédéric Chopin, poloneza. Vizita pianiștilor francezi vine după ce elevii basarabeni medaliați la concursuri internaționale deja au revenit din Paris. Eu învăț la școala muzicală timp de 7 ani și în acești 7 ani acesta este primul eveniment care aduce această idee nouă și sunt foarte bucuroasă că am avut șansa să văd Franța, să fac cunoștință cu poporul. Principalul era să facem cunoștința cu lucrărilor compozitorilor autohtoni. Anul acesta este și anul jubiliar, 100 de ani de la nașterea lui Alexei Stârcea. Inițiativa presupune o colaborare dintre Conservatorul din Franța și Școala Alexei Stârcea din Chișinău, parteneriat care se dorește unul de durată. Les échanges culturels entre la France et la Moldavie sont importants et notamment autour de la francophonie et de la culture francophone, mais la musique est aussi un bon vecteur. Nos étudiants sont vraiment des étudiants amateurs. Il faut bien comprendre que ce sont des enfants qui font de la musique uniquement pour le plaisir. Ce n'est pas du tout pour devenir professionnel ensuite. Donc eux étaient émerveillés d'entendre les jeunes moldaves qui jouent vraiment très bien. Ce m'a beaucoup fortement, en primul și în primul rând, acel contact viu, acea mobilitate vie
între acești copii. Faptul că operele noastre muzicale și compozitorii noștri sunt cunoscuți în Franța, sunt promovați în Franța. Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea compozitorului Alexei Stârcea. De 15 ani, o echipă de profesori englezi vin în Republica Moldova împreună cu 10 de voluntari din Marea Britanie la o tabără de vară dedicată copiilor din satele Țânțereni și Todirești, raionul Anenii Noi. Britanicii s-au îndrăgostit de oamenii și de plaiurile moldave și de aceea revin aici cu drag. Colaborarea dintre gimnaziul Ion Creangă Țânțărin și școala Willing din Burgfield durează de un deceniu și jumătate. De 3 ani, britanicii au extins colaborarea și vin și la gimnaziul din satul Todirești. Supranumiți porcii zburători, grupul de profesori și elevi din Marea Britanie organizează activități educaționale și sportive pentru copii. In the first year we were invited to come here and we saw what a lovely country Moldova was and how hospitable the people were. We also saw how much the children enjoyed what we could organize with them. Yeah, I'm here for the 15th year because I just love being in Moldova. The friendly people, the wonderful food, the welcome we get from everyone. Just get so much out of the trip itself. When we go back to England, we talk about it for weeks to come. Every year when we come here, we teach the children art, music, maths, sports, drama, and they interact with our children here, our students, and they are able to learn English. Colaborarea care o avem cu echipa de engleză care al treilea an sunt prezenți la noi în gimnaziu cu un set de activități practice sub formă de joc unde copiii învață limba engleză. Inițiativa e foarte bună. Dumneavoastră vedeți și atârnarea au unii față de alți copii se distrează. I chose to come back for my second year because when I saw it for the first time, I felt like the integration between my school and this school was phenomenal and I wanted to experience it again. În parcursul acestei săptămâni am învățat mai cum se pronunță mai mult cuvintele în engleză. Cel mai mult mi-a plăcut când în prima zi când am la lecția de știință am lansat rachete. Învățăm la științe, artă, matematică, învățăm și cuvinte în engleză. Îmi place tabăra deoarece ne facem și prieteni noi și profesorii sunt foarte buni. Cel mai mult mi-a plăcut sportul deoarece aici putem să ne distrăm cu tot colectivul. La matematică am socotit, ne-am jucat. Am făcut jocuri. Ce am învățat această săptămână, că nu depinde cu cine ești în grup, dar depinde să te distrezi. Și ce mi-a plăcut cel mai tare sunt jocurile care englezii ne le-a dus din Anglia, care ne-au învățat și sunt foarte educative. Dincolo de fapt de elementul ăsta de tabără organizat pentru copii, proiectul are și un pronunțat caracter intercultural. Englezii sunt integrați în totalitate în comunitate, ei stau în familii. Ei nu stau într-un hotel sau ei stau în familie, câte 4, câte 3, și la fel ei acolo iau micul dejun în familie, deci mănâncă mâncarea noastră. Deci e un proces de interconectare foarte puternic. Toate costurile pentru organizarea taberei sunt acoperite din donații de partea engleză. Amendă record pentru Facebook în Statele Unite ale Americii. Autoritatea americană în domeniul concurenței va amenda rețeaua de socializare cu 5 miliarde de dolari pentru încălcarea normelor privind protecția datelor personale. Decizia a venit după scandalul Cambridge Analytica, o firmă de consultanță care a lucrat pentru campania lui Donald Trump și a accesat datele a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook. Rețeaua de socializare nu a comentat această pedeapsă. Amenda va fi analizată acum de Ministerul Justiției, care însă de obicei nu schimbă deciziile autorității în domeniul concurenței.
Mii de oameni sunt în stradă la New York în acest sfârșit de săptămână pentru așa numitul solstițiu de Manhattan. Soarele apune în linie perfectă cu bulevardele care străbat de la est la vest metropola americană. Spectaculoasa imagine nu poate fi ratată de amatorii de fotografii care au uitat chiar și de trafic. Acest apus special are loc doar 4 zile pe an, iar acum a beneficiat și de cer senin. Locuitorii au poreclit fenomenul Manhattanhenge, aluzie la celebrul monument preistoric Stonehenge din Anglia, despre care se crede că era folosit la ritualuri de venerare a soarelui. Parisul e din nou scena unor proteste. Sute de imigranți ilegali au intrat în clădirea Panteonului în semn de nemulțumire față de situația lor pe teritoriul francez. Amănunte peste câteva momente în telejurnal. Mâine, 14 iulie, este Ziua Națională a Franței și, ca de obicei, la Paris va avea loc o impresionantă paradă militară. Cu această ocazie va fi prezentată și cea mai nouă tehnică militară desprinsă parcă din filmele science fiction, soldatul zburător. Din mijlocul blindatelor și tancurilor se înalță soldatul zburător pe o placă propulsată de 5 motoare care îl poate duce până la 2000 de metri înălțime cu o viteză de 200 de km pe oră. Acesta ar putea fi infanteristul viitorului. Il va évacuer un blessé, ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire. Il peut servir de plateforme logistique, c'est-à-dire concrètement pour aller transporter des munitions, transporter des vivres. Bien, il peut servir également de plateforme d'assaut pour des commandos. Această inovație 100% franțuzească va fi prezentată în premieră la parada de Ziua Națională, când va zbura deasupra celebrului Champs-Élysées. Ministerul francez al apărării a investit 1,3 milioane de dolari în această tehnică, foarte dorită și de americani. Între timp însă Parisul e din nou scena unor proteste organizate de veste, doar că de această dată nu au fost galbene, ci negre. Mai multe sute de imigranți ilegali au intrat în clădirea Panteonului în semn de nemulțumire față de situația lor pe teritoriul francez. Precădere din nordul Africii și nu au acte de regulă pentru a rămâne în hexagon. Așa numitele veste negre au refuzat să părăsească Panteonul și a fost nevoie de intervenția peste 50 de polițiști pentru restabilirea ordinii în zonă. Câteva zeci de migranți au fost și arestați. La Panteon, celebrul monument al Franței, sunt îngropați printre alții Voltaire și Victor Hugo și este un loc extrem de vizitat de turiști, mai ales în această perioadă de vacanță. Trei zile de festival în București, 200 de artiști internaționali dau zeci și reprezentanți pe străzile orașului. Din agenda festivalului fac parte acrobații, ateliere pentru copii, reprezentații de dans contemporan și în premieră demonstrații de free running pe acoperișurile clădirilor din centrul capitalei României. Mii de bucureșteni și turiști au ieșit aseară pe străzile din centrul capitalei pentru a se bucura de spectacolele oferite de trupele internaționale. Parada muzicanților din Italia a deschis festivalul. Momentul a fost completat de stegarii din Roma. A doua ediție la care vin și într-adevăr sunt foarte simpatici și foarte diferiți de la un număr la altul și de la un an la altul. Știu că în ceilalți ani au fost acrobații, foarte multe acrobații. Mă aștept să văd și anul ăsta. De la festival nu lipsesc nici atracțiile pentru cei mici. Pe lângă atelierele dedicate lor, artiștii pe catalige sunt preferați pentru o amintire de neuitat. Am văzut că ai făcut poze cu domnișoara. Ți-ai dorit să fii atât de înaltă? Da. Spectacolul îți place? Da, este foarte frumos. Este obositor? Nu, nu este opozitor, este chiar frumos, văd tot evenimentul de aici, de la înălțime. Anul acesta, festivalul aduce o premieră, o demonstrație de free running pe acoperișurile Bucureștiului. Punctul zero este creat special pentru BeFit in the Street. Artiștii se vor deplasa de pe un acoperiș pe altul, sfidând gravitația. Evenimentul se va desfășura într-o zonă care pornește de la piața George Enescu până în zona centrului vechi, pe mai multe străduse din centrul vechi, inclusiv piața Teatrului Odeon, unde bucureștenii pot să vadă spectacolul de free running. Festivalul se va încheia mâine seară. Ultimul spectacol începe la 10:30 pe strada Lipscani.
continuare vom urmări rubrica Meteo. Bun găsit! Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu vreme închisă în Republica Moldova. La noapte cerul va fi acoperit parțial de nori, iar minimele vor oscila între 16 și 19 grade Celsius. Mâine așteptăm maxime ce vor urca până la 24 de grade, dar vor indica și 26 de grade. Cerul va fi parțial noros, iar în zona orașului Bălții va ploua. La Chișinău, în această noapte, ne așteaptă o minimă de 19 grade, iar maxima de mâine va indica 26 de grade în condițiile unui cer variabil. Și în România vremea va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime vor varia între 21 și 25 de grade, iar ploile nu vor lipsi. Acestea au fost informațiile, să aveți o seară frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă să aveți. La revedere!